Mamă, ce-am tăiat aici? Un dinozaur, ce-a fost aceea? Ce este? Ia vedeți, prieteni. Mama o coasă, ia până în gâța tăi. Vezi? Vezi? Coasă din asta, coasă din asta. Prieteni, sunteți pe canalul lui Dana de la Straia. Eu nu pot să mai vorbesc bine, prieteni, că am tras o măsa și... Ia vedeți, prieteni, cum arată. Arată bine? Da. În coastă, prieteni. Ce mai mâncare îi trebuie, nu? Mai bună ca asta. Ce carne? De la magazin? Lumea ține mamă și post. Păi da, dar eu nu mănânc, fac pentru copii. Se pare că e înghețată. Păi nu, e mai bun. Da, și fără bucățele. Nu punem apă aici. Bine. Am fost la piață, prieteni. Azi dimineață. Ia vedeți, am cumpărat mazăre, ridichii care mi-a dus până să ia acolo în piață, când m-a dus ridichii care a mâncat tata, ultima seară a mâncat ridichii, când a murit tata. Ultima seară, când văd din ăștia, mi-aduc aminte de tata. Mai tăiam gunoiul, ha? Atât. Da? Care bucăți mai mici? Mai mici. O să le facem. Și mă moară amintirile, prieteni. Când am dat de ca sunge cu mă rog, mă moară amintirile, prieteni, când cu ridichii ăștia, când am mâncat tata în ultima seară. Și mâine avem pomana lui tata, prieteni. Mâine e sâmbătă și avem pomana lui tata, n-am putut să mai preg. Și nu v-ați dus la cumpărături? Nu știu, că nu se face așa, nu știu, la magazin, așa cum, adică la... Nu știu cum se face de un an. La bild. O să, nu știu, cred că... Păi trebuie masă, știu. De post, cred că se face. Nu știu, mâine, cred că, nu știu. Avem pomana mâine de un an lui tata. Și eu n-am putut să mă duc niciunde, prieteni, ne-am întors înapoi din sat. Am fost în sat și ne-am întors. Da, să vadă prieteni aici, cum arată de bine, și Costița. Ia și spală. O punem să se măpărească un pic, să o spălăm bine, bine. Singură, prieteni, ce mai trebuie mie grădină? Uite ceapă, uite ridichii, uite... Am luat și mazăre. Da. Am luat mazăre, am luat roșii. Ce trebuie din casă? Au! Așa. Uite aseară ce-am luat una astea să mănâncă și n-am mâncat tatăl tău. Și ce-am mâncat aseară? Uite. Am mâncat o bucată de șorcă. Serios? Cu puliță. Uite și am mâncat o bucată de șorcă. O felie de asta. De șorculiță. Păi de ce nu-i cumperi să mănâncă? Ce e acolo? Să mănâncă, vezi? Uite și am mâncat. De ce nu-i cumperi mâncare în sat? Nu pot, dacă nu vrea, cumpărai și ălea conservele și n-au vrut încă să mănâncă. Da, îi cumpărai conservele și n-am vrut să mănâncă din ei. I-am cumpărat roșii, i-am cumpărat de toate să mănâncă tata tot. Și ce să văd dacă nu am mâncat un... N-am vrut să mănâncă, vezi? Și-a mâncat copilul acasă. Mâncă copilul și acum el a plecat singur. Plecă pisa singur, prieteni. L-am lăsat pe lase singur astăzi. Pentru că aveam treabă, prieteni, ca să mă duc să trag o măsa, aveam treabă pe la... Și n-am putut să mă duc cu el. N-am putut, l-a asculat pe Ion și n-am vrut copilul să se trezească, să se ducă cu el. Nu-i frumos, prieteni. Copiii, cum le vezi, așa le e. Spune-ți voi, prieteni, vă rog frumos să spuneți în mesaje. Copiii, cum le crești și așa le vezi. Așa e. De ce n-a avut copilul să se ducă cu tasul în sat? Nu-i place munca. S-a dus singur, bărbatul meu, cu ce? Care numărul lui Andreea?
Nu știu. Nu mai am o sună de pe care de la asta. Da, nu mai am. O să sună pentru ea. Oh, ce să facem, vedeți? Copilul ăsta nu prea. N-a vrut să se ducă cu tasul, că dacă nu s-a dus la școală, zice-i, bine, nu te duci la școală, dar te duci cu taică, tu a zis că se duce cu tasul ăsta, am vorbit cu el, și nici la școală, nici la asta, acasă, asta. O să revenim? Prieteni, am revenit, prieteni, vreau să vă arăt și eu, prieteni, cum am făcut mâncarea. Sper că vă fac poftă, prieteni. Ce ziceți? Ca să pun într-o farfurie, să vedeți cum arată. Da. Să punem într-o farfurie. Vedeți cum pun eu. Am pus și cârnăciori pentru copii. Ia vedeți, prieteni, am pregătit o mâncare. Mă ajută și ea încă tocă, a făcut fata și plecă. Mă duc să mă uit pe unde fata. Și așa arată mâncarea mea de mazăre. Vedeți? Așa arată. Am pus cărnăciori destui, mai pun la copii să mănâncă așa, câte doi, la farfurie, o să le fac așa. Hai vedeți cum arată costița asta, sper că vă place. Oh, s-a aburit camera, n-are nimic. Da, mâncare fierbinte, mă duc să chem copiii să mănâncă și eu nu mănânc cu dulce, prieteni, ia vedeți, eu mănânc salată de roșii cu ceapă. N-am băgat ceapă, am mâncat fără ceapă, am mâncat fără ceapă, ceapa o am acolo, n-am tăiat ceapa când am fost la piață, am cumpărat și ceapa asta și cum v-am spus, n-am putut să tai ceapa aici la salată, am tăucat numai doar două rădichii și un crastaveț am făcut o cap. Nu mai pot nici să mai vorbesc bine, prieteni, că am tras măsaua și nu mă sunt așa. Mă doare acolo locul. Mă, ce are culcăniei mei, prieteni? Ce are copiilașii mei? Ce are culcăniei mei, prieteni? Hai să vă arăt și culcăniei. Ce aveți? Ce vreți, să vă dau drumul? A? Ce vreți? Ce vreți, băieții? Vreți să plecați la plimbare? A? Ce vreți, mamă? Ce vrei? Stați frumos aici, la umbră. Mâncare aveți? Să văd pe unde e Anca. Darius, unde e Anca? Hai să mănânci. Ce să mănânci? Mazărica. Anca e în casă. Cheamă să mănâncă, că eu arăt și mâncarea, hai. Anca, hai că mâncarea a răcit. Duceți-vă și mâncați, hai. Am scos și eu florile, prieteni, ce ziceți? E bine? Hai, Anca! Hai. Du-te, mănâncă, ce faci acolo? Te apucați de curățenie, să mă aranjezi mie casa. Da. Lasă, Anca. Ia, să vezi cum a ieșit. De unde o farfurie doar ca să arăt la prieten cum arată? Doar una am pus. Pune și mâncați. Ah, ce face fata? Să pun că a demurat pe aceea tot. Ioane! Hai, mamă! Hai, hai, cărăcește! Hai, ja!
Să devenim prieteni iar. Stai să vedem cine mai... Hai. Unde mă duc? La America.